Tuturor, bună ziua, bine v-am găsit. O să începem în curând, la fix. O să fac un prim test tehnic pentru cei care mi s-au alăturat recent. Puteți să-mi confirmați că mă auziți bine și că vedeți și prezentarea. Mulțumesc! Bună ziua, bună ziua. Între timp puteți să ne spuneți și în comentarii de unde ne urmăriți, atât în chat pe Zoom, cât și pe Facebook, pentru că suntem live și pe Facebook, pe pagina Asociației TechSoup. Bună ziua. Și pentru că este două fix, încercăm întotdeauna să fim punctuali și să vă respectăm timpul, o să începem oficial cu un bun găsit, cu un bine ați venit din partea mea, Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și alături de colega mea, Loredana Luțescu, care este în regie tehnică. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră de a lansa oficial împreună ediția cu numărul 7 a programului european Meet & Code în România și ediția a doua în Republica Moldova. Imediat să mai verific eu că am făcut niște setări foarte bine aici, cred că este în regulă. Așadar, în această întâlnire le vom avea alături și pe doamnele Daniela Grecu și Maia Porumbrica, mai multe despre invitatele noastre minunate și activitățile organizate în cadrul Meet & Code anul trecut. Veți afla chiar de la acestea puțin mai târziu. Pe parcursul următoarei ore aproximativ, cu tot cu întrebări din partea dumneavoastră, ne-am propus următoarele. Să ne cunoaștem, să ne cunoașteți în principal, pe noi Asociația TechSoup și resursele noastre, să deschidem, bineînțeles, împreună această ediție nouă a programului Meet & Code și nu în ultimul rând, să stăm de vorbă cu invitatele noastre speciale. Organizația noastră, Asociația TechSoup, pentru cei care nu ne cunosc încă, este un centru de resurse de tehnologie și experiență de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, elevi și profesori. Principalele programe pe care le derulăm se împart în două direcții mari. Societate civilă, prin care oferim acces la produse software, soluții digitale și training pentru organizațiile non-profit din România și Republica Moldova, și educație STEAM. În cadrul Predau Viitor, construim împreună cu profesorii din preuniversitar o educație informatică bazată pe probleme reale și creație de produse aplicată și transdisciplinară. Prin acest program, conectăm profesorii de informatică și TIC și nu numai, și la ecosistemul IT din România și din lume. Îndreptar Digital este un program foarte drag nouă, început în 2017, special pentru învățători și elevii lor, cu scopul de a iniția în crearea de activități de învățare facilitate de tehnologie. Pe parcurs s-au alăturat în program și profesorii de la liceele pedagogice și elevii lor, viitorii învățători. Dacă faceți parte deja din unul din cele două programe menționate, ne-ar bucura mult să ne lăsați un comentariu scurt despre experiența dumneavoastră. Comunitatea TechSoup pentru Educație, care cuprinde cele două programe, Predau Viitor și Îndreptar Digital, a ajuns la peste 25.000 de profesori și ne bucurăm să vedem cum această comunitate crește zi de zi. Pe măsură ce am crescut, am realizat că este nevoie de o platformă care să ofere agregat cursurile noastre gratuite online pentru această comunitate minunată. Și astfel am lansat anul trecut, în octombrie, platforma de cursuri Predau Viitor. Așadar, dacă nu faceți parte din comunitatea TechSoup pentru Educație încă și nu aveți un cont pe Predau Viitor, platforma de cursuri, vă invităm să o faceți și să începeți să beneficiați de toate resursele și cursurile noastre online gratuite. Aici puteți să vedeți o parte din cursurile disponibile în acest moment pe platformă. Veți observa că anumite cursuri le puteți deja parcurge și cursuri precum primii pași în inteligența artificială pentru profesori curioși sau portofoliu digital esențial al profesorului de învățământ primar, sau mituri despre creier, minte și învățare, sunt deschise acum pentru preînscrieri și vor începe în luna iulie. Deci puteți deja să intrați pe platformă, să vă preînscrieți
și veți fi anunțați când veți avea acces la conținut. Și acum ajungem oficial la subiectul principal al acestei sesiuni, programul Meet & Code, care anul acesta se desfășoară sub motto-ul Unlocking Digital Skills for All Together. Pe scurt, abilități digitale pentru toți printr-un efort comun al nostru tuturor. Meet & Code este cel mai amplu program european cu focus pe abilități digitale, care este aliniat cu inițiativa Comisiei Europene Europe Code Week. Prin Meet & Code, pe foarte scurt, oferim finanțări pentru organizarea de evenimente de tehnologie și programare aliniate cu Europe Code Week, această inițiativă de care sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră deja știți. Puteți chiar să ne lăsați un comentariu prin care ne spuneți dacă ați mai participat la Code Week și cu ce activități. Meet & Code este o inițiativă organizată de Haus des Stiftens, partenerii ai rețelei TechSoup Europe și principalii finanțatori SAP și începând de anul acesta Amazon. România și Republica Moldova, ca parteneri TechSoup Europe, Asociația TechSoup, noi, coordonăm Meet & Code de 7 ani deja în România și de 2 ani în Republica Moldova. Am susținut în total 250 de organizații non-profit să organizeze peste 500 de evenimente Meet & Code, care au ajuns la în jur de 20.000 de copii și tineri. Felicităm pe această cale pe toți cei care au făcut posibile aceste numere, organizatorii Meet & Code. Anul acesta, Meet & Code se desfășoară în 25 de țări europene. Este foarte important întotdeauna, dacă doriți să participați la Meet & Code, să vă înscrieți, să accesați întotdeauna platforma din țara dumneavoastră, respectiv din România sau Republica Moldova. Evenimentele propuse în cadrul Meet & Code trebuie să fie organizate cu sprijinul unei organizații non-profit, legal înființate, precum asociații de părinți, profesori, elevi sau o altă organizație non-profit legal înființată în comunitate sau în țara dumneavoastră din care faceți parte. Înscrierile pentru ediția de anul acesta au început deja și sunt deschise până pe 13 septembrie. Dar atenție! Cum finanțările se dau pe toată această perioadă, vă încurajez energic să aplicați cât de curând, cu una sau mai multe idei de evenimente de tehnologie sau programare dedicate copiilor sau tinerilor. Evenimentele înscrise trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie-31 octombrie și pot fi atât offline cât și online sau un mix dintre cele două. Nu există constrângeri în ceea ce privește formatul evenimentelor propuse. Imaginația dumneavoastră este limita. Important este ca aceste evenimente să celebreze diversitatea și să sprijine grupuri vulnerabile sau dezavantajate și, bineînțeles, să dezvolte abilități, să propună un format cu accent pe învățare practică, să trateze provocări din viața reală și, bineînțeles, să sprijine gândirea critică, autonomia și rezolvarea de probleme printre aceste criterii. Suntem entuziasmați de fiecare dată, asta voiam să punctez aici, când vedem ce activități minunate proiectați pentru elevi și beneficiarii dumneavoastră și nu vă faceți griji dacă în momentul acesta nu aveți o idee de eveniment, vă propun pentru idei de activități sau inspirație de la organizatorii Meet & Code să urmăriți canalul nostru de YouTube, să vedeți aceste interviuri dedicate. Și, bineînțeles, pe platforma Meet & Code puteți să regăsiți de asemenea, în secțiunea povești, inspirație de la organizatori din toate țările participante de până acum. Despre procesul propriu-zis de înscriere în program. Este important să facem diferența între două platforme mari pe care veți ajunge dumneavoastră și organizația aplicantă cu care veți colabora sau organizația pe care o reprezentați. Ambele platforme sunt foarte importante și sunt conectate. Vă recomandăm așadar să începeți procesul pe platforma programului TechSoup, România sau Moldova, unde vă veți înregistra, dacă nu este deja, cu organizația non-profit cu care aplicați în Meet & Code. Aceasta este o condiție obligatorie de eligibilitate în Meet & Code.
După ce organizația trece printr-un proces de validare, vă veți putea genera un cod de validare TEXU cu care veți merge pe cea de-a doua platformă, unde veți și rămâne, platforma programului Meet & Code. Aici, ca persoană fizică și reprezentant, fie și doar voluntar al organizației non-profit, veți crea un cont personal. După crearea acestui cont, vi se va cere codul de validare TechSoup, obținut de pe platforma TechSoup. După ce terminați toți acești pași, veți avea acces la toate resursele Meet & Code și, cel mai important, la formularul prin care puteți înscrie unul sau mai multe evenimente. Pașii pot părea destul de dificili la o primă vedere, dar vă asigur că ei nu sunt și vă susținem și printr-un tutorial dedicat pe care îl veți găsi pe platforma Meet & Code vom reveni și cu un mail după celor care s-ați înscris în Zoom, dar, repet, toate aceste informații le găsiți și pe platforma Meet & Code. Revenind la formularul prin care ne descrieți în principal ideea noastră de eveniment și ce activități propuneți. Doar câteva sfaturi apropo de acest formular. Nu intrați în detalii foarte multe, veți vedea acolo o serie de întrebări ajutătoare. Vă invit să răspundeți la toate pentru a vă mări șansele de a primi o finanțare. De asemenea, nu propuneți activități pe care nu știți sau nu le puteți sau nu vreți de fapt să le faceți, doar pentru că vă imaginați că juriul care va decide acordarea finanțărilor Meet & Code va fi impresionat. Propuneți doar activități pe care știți sigur că le veți face și care știți și credeți că vi se potrivesc vouă și mai ales beneficiarilor evenimentului pe care îl propuneți. Descrieți evenimentul în cuvinte simple, neprezențioase, care pot fi înțelese de oricine. Nu folosiți cuvinte sau concepte pe care de fapt nu le stăpâniți, dar sună bine. Toți acești pași, cum ziceam, sunt descriși și puteți să-i urmăriți și pe platforma Meet & Code. În orice caz, dacă aveți orice provocări, suntem la un mail distanță, vă sprijinim cu orice, cu orice răspunsuri și cu orice sprijin. Pe Meet & Code găsiți de asemenea o secțiune dedicată celor mai frecvente întrebări pe care vă invit să o citiți cu atenție înainte de orice. Acum o să fac o mică pauză să mă uit și pe chat, să văd dacă colega mea, Loredana, mi-a cules câteva întrebări. Dacă sunt întrebări, le aștept acum, dar la sfârșitul sesiunii vom avea o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri. Mă mai uit puțin pe chat. Deci puteți să aplicați cu oricâte evenimente în perioada 13 iunie, 13 septembrie, cu mențiunea ca acestea să fie semnificativ diferite și cu o altă mențiune importantă, că o organizație aplicantă poate să primească maxim 3 finanțări Meet & Code. Doamna Roxana, văd că ne spune că în școală la dânsa nu există o organizație non-profit. Nu este nicio problemă. Organizația non-profit nu trebuie să fie din școala noastră, poate să fie atât din comunitate cât și din țară. Important este să fie o entitate legală cu care după aceea, dacă veți primi o finanțare, să putem să încheiem un contract de sponsorizare. Acesta este cel mai mare rol al acestei organizații non-profit, al acestei entități. Deci vă încurajăm să căutați organizații non-profit din comunitate sau din țară cu care poate au colaborat colegii dumneavoastră sau pe care o abordați direct. O să mă opresc momentan cu întrebările, o să mai preiau și după, pentru că vreau să le invit oficial pe scenă. De fapt, o să încep cu doamna Daniela Grecu, care este o profesoară TechSoup pentru educație, foarte dragă nouă, dar cel mai important este un organizator Meet & Code. A organizat anul trecut un eveniment foarte, foarte interesant de care o să vă povestească. Doamna Grecu, o să dau eu acum un stop share, o să vă invit în scenă să vă deschideți și microfonul. Da, mulțumesc! Bună ziua tuturor! O să încep să împărtajez și eu ecranul imediat. Și să-l facem mare.
Bun. Bună ziua tuturor. Numele meu este Grecu Daniela, sunt profesor de informatică și TIC. Sper că se aude bine, da? Profesor de... foarte bine și vă văd și prezentarea. Mulțumesc. Profesor de informatică și TIC la Școala Gimnazială Sfântul Dumitru din Craiova. Am o vechime mai mare de 20 de ani. Practic am terminat facultatea în anul 2000, Facultatea de Informatică din Craiova. După absolvire am participat la diverse cursuri organizate de Casa Corpului Didactic din județul nostru, la alți furnizori de cursuri naționali, respectiv internațional, prin proiecte gen Comenius, Grunding sau Erasmus+. Totodată sunt și vicepreședinta unui asociații de pe care practic am aplicat la aceste microfinanțări, dar nu e obligatoriu să fiți membru neapărat al unui ONG, puteți să apelați la oricine, la orice ONG. În școala în care actualmente lucrez, pe lângă activitatea de predare, m-a preocupat și implicarea elevilor mei și a instituției în diverse proiecte de mică sau mare anvergură și aici fac referire la proiecte de genul online, acelea pe platforma eTwinning sau proiecte cu finanțare și anume Erasmus-uri sau Comenius în trecut, ceva de genul acesta. Din luna februarie 2021 sunt Code Week Leading Teacher, ca urmare a apelului din anul 2020, mai exact prin lunile iunie-iulie a fost apelul pentru a aplica pentru la această, să zicem, distincție sau ceva de genul. De ce am ales să aplic? Pentru că participasem în trecut la alte evenimente Code Week cu elevii și chiar intenționam să continui să organizez astfel de evenimente. M-a ales că se știe că copiilor chiar le place să iese din rutină, să facă altceva, nu doar materia. Și informatica ne lasă puțin să facem lucrul acesta. O să merg mai departe. În calitatea mea de Code Week Leading Teacher am posibilitatea să ajut, să încurajez și alte cadre didactice să desfășoare activități specifice de codare sau de tehnologie. În luna octombrie, octombrie este punctul maxim de desfășurare a acestor activități, dar ele se pot desfășura tot timpul anului. La aceste activități poate participa oricine, indiferent de disciplina predată și de nivelul la care se predă, adică și grădinițele, și școlile primare, gimnaziale, liceale. Anul acesta, așa cum observați, Code Week se desfășoară în perioada 7-22 octombrie. De reținut că aceste activități de codare și tehnologie se pot înregistra pe platformă, pe platforma Code Week, cea pe care o aveți în față, o platformă care are o mulțime de resurse și o să merg puțin mai departe. Ia uitați, le găsiți aici în zona de resurse și anume podcasturi, cursuri, provocări și alte activități propuse și a se desfășura sau deja desfășurate de alți colegi din întreaga Europa. O să merg mai departe în prezentarea mea. După înregistrare și observați aici am niște capturi de ecran cu diversele activități pe care mi le-am înregistrat și desfășurat pentru că practic mâine se termină școala, deci trebuiau finalizate. Activități, deci după ce le înregistrăm, le desfășurăm, urmează un formular de raportare și la final aveți posibilitatea să vă descărcați din platformă certificatul care atestă faptul că v-ați desfășurat activitatea. De asemenea, aveți posibilitatea să generați și certificate de participare elevilor dumneavoastră, respectiv vedeți aici certificate de excelență dacă participați la provocările platformei care există acolo. Bun. Așadar, vă încurajez să aruncați o privire asupra activităților de pe harta Code Week. Harta poate reprezenta un punct de plecare la ceea ce puteți desfășura dumneavoastră în
perioada sau în timpul anului sub umbrela acestor activități. Mie, în general, îmi place să întâi să văd ce au mai realizat și alți colegi, motiv pentru care puteți să căutați și dumneavoastră, ca și mine, după hashtag-ul CodeWeek în social media și vedeți imagini surprinse de la colegii din țară sau de la colegii din întreaga Europa cu activități pe care le-au desfășurat. Așadar, vă invit să vă creați cont, să desfășurați activități cu copii. Comunitatea colegilor este una minunată și este ocazia perfectă de a vă face cunoscută școala peste hotare prin implicarea într-un proiect susținut de Comisia Europeană. Acum, mergând mai departe, o să fac referire la programul Meet & Code, care este, cum se vede și în captură, este partener al și sponsor al EU Code Week. Acest program l-am descoperit tot în anul 2020, în plină pandemie. Auzisem, e drept, de el înainte, dar nu îndrăznisem să aflu mai multe. În ce constă el, așa cum v-a spus Ana, în acea microfinanțare de 300 de euro, pe care îi puteți folosi pentru diverse evenimente din sfera tehnologiei. Eu, prima dată, în 2020, am desfășurat evenimentele mele, le-am desfășurat în online pentru că nu se mergea la școală. Deci nu în format fizic, cum ar fi fost ideal, dar cu toate astea chiar au fost reușite, zic eu, din punctul meu de vedere și al copiilor. Care sunt pașii, vi-a explicat tot așa mai devreme Ana pe scurt, o să îi recapitulez și eu puțin. Trebuie să identificați într-adevăr un ONG sau o organizația școlară a dumneavoastră, după care trebuie să facă aplicația pentru finanțare, pentru că așa cum v-a spus Ana, trebuie să semnați un contract între ONG și asociația TechSoup, să înregistrați respectivul ONG pe platforma Meet & Code, să stabiliți, să vă gândiți la ce evenimente vă doriți să desfășurați, evenimentele neapărat să fie din sfera codării sau a tehnologiei, să stabiliți practic și ce nevoi aveți dumneavoastră, ce echipamente, pentru că pentru asta este microfinanțarea, nu pentru altceva, apoi să depuneți aplicația, să așteptați rezultatele și urmează partea de achiziție, dacă este câștigător evenimentul dumneavoastră, să achiziționați dispozitivele, echipamentele sau ce v-ați propus pentru cheltuirea banilor, să desfășurați activitatea și să o raportați. Bun, o să merg mai departe cu câteva imagini din ultimul eveniment pe care l-am desfășurat la Școala Gimnazială Sfântul Dumitru. Mi s-a aprobat evenimentul care avea titlul Schimbăm lumea folosind tehnologia. Evenimentul era de programare, la care elevii au venit cu soluții tehnice în sprijinul îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile și pentru asta am achiziționat mai mulți microbiți din finanțarea primită. Și vedeți aici, copiii au lipiți microbiții pe picior. O să vă și explic de ce. Pentru că noi am, în primă fază, am programat microbitul să ne numere pașii, deci am atins obiectivul 3, sănătate și bunăstare, și în timp ce ei se deplasau, microbitul înregistra mișcarea, pentru că el are un senzor de mișcare. În imaginea alăturată, copiii caută insecte, am programat microbitul să reacționeze în momentul în care apasă un buton și în felul ăsta numărau insectele pe care le observau în curtea școlii sau în grădina școlii, respectiv am mai făcut programarea într-o altă zi, programarea microbitului să măsoare temperatura, el are senzor de temperatură, după ce l-au programat în laborator, au mers pe la bibliotecă, pe culoare și au măsurat temperatura din fiecare încăpere. Deci au fost super, super încântați, credeți-mă. În imaginea din dreapta vedeți certificatele de participare și microbiții. Deci i-am și recompensat pe copii. Ce alte activități mai puteți desfășura?
la clasă. Păi anul acesta am descoperit Ozobotul, mai întâi platforma Ozoblockly. Este o platformă care dispune, în partea dreaptă aveți imagini, dispune de simulator unde copiii aveau de parcurs 10 provocări pe două niveluri de dificultate, iar în luna aprilie, cred, Ana a venit cu Ozoboții la noi în Săptămâna Verde și Ozobotul reprezenta un liliac care trebuia să se deplaseze pe o hartă imaginară, să parcurgă mai multe trasee, nu? Foarte drăguț, foarte drăguț. Și le-a plăcut și această activitate copiilor. Mulțumesc, Ana! O altă activitate pe care am desfășurat-o tot datorită microfinanțării este cea în care am folosit roboțelul Edison. Ca și preț este accesibil, nu este foarte scump. Acest roboțel Edison l-am achiziționat în plină, a fost printre primele activități finanțate în pandemie. Într-adevăr, atunci le-am arătat decât filmulețe, dar anii următori sau la următoarele întâlniri le-am luat în laborator și am programat roboțelul. Are mai multe platforme, nu are simulator, dar are mai multe platforme pe nivele de dificultate, AdBlocks, AdScratch și AdPython pentru cei avansați, unde se poate programa Edisonul. Și nu în ultimul rând, așa cum v-am zis, în școala noastră avem un proiect, avem școala acreditată Erasmus și am plecat cu 12 copii în Grecia, unde am descoperit robotul F3. Deci nu am folosit doar platforma Open Roberta, așa cum eram noi obișnuiți, nu avem la școală roboțelul respectiv, dar în Grecia copiii l-au programat efectiv sub îndrumarea colegilor greci. Deci ce pot să spun la final, că un simulator, așa cum v-am explicat până acum, că în general am mers mai mult pe simulatoare, ne ajută, dar nu 100%, impactul folosirii obiectului în sine este mult mai mare și rămâne așa în memoria copiilor. Ce pot să vă spun la final? Să vă încurajez să încercați, neapărat să încercați, nimeni nu vă taie capul, dacă nu încercați, nu știți de ce sunteți în stare. Aplicația Meet & Code este relativ foarte simplă. Eu inițial am văzut întrebările și m-am apucat să-mi fac așa un eseu, să zicem, nu știu, pe câteva pagini, și când a trebuit să transpun, să iau din Word, să pun în platformă, pac, am văzut limită de caractere și a trebuit să, a rămas un sfert de pagină din tot ceea ce am scris, dar deci trebuie să fiți concreți ce vreți să faceți, cu cine, unde, când și ce vreți să achiziționați. Neapărat important să luați legătura înainte cu un ONG, trebuie să le explicați că practic ei n-au nimic de pierdut, din contră le oferiți lor vizibilitate prin activitatea educativă pe care o desfășurați, pentru că una din solicitările asociației TechSoup și nu numai, este să oferiți vizibilitate activității, să se vadă că ați desfășurat-o și ați folosit într-un scop educativ finanțarea primită. Și aici, ca și la Harta Code Week, vă încurajez să căutați în social media după hashtag-ul Code and Meet și o să vedeți imagini de la alți colegi, alți profesori care au, și nu numai, că am văzut că și asociațiile, nu neapărat trebuia să fie profesori la școală, au desfășurat activități și vă puteți inspira de acolo și aveți ca un punct de plecare de unde să veniți cu propria dumneavoastră idee de proiect. Atât am avut de spus. Mulțumesc, dacă aveți întrebări, cu drag. Mulțumesc mult, doamna Grecu. Mulțumesc mult că ați punctat foarte multe lucruri importante, precum acei pași, că ați subliniat că nu sunt foarte dificili, trebuie doar să începi. De asemenea, ați punctat foarte bine încă o dată și legătura între Meet & Code, între programul Meet & Code și inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week. Practic, de la ONG, dumneavoastră le cereți niște documente. Documente pe care orice ONG le au în portofoliul lor, nu știu, de înființare a asociației, ceva de genul ăsta care trebuie neapărat să le aibă, da? Deci nu e opțională.
Da, noi recomandăm ca acest proces, practic procesul care se întâmplă pe platformele TechSoup, să se facă de organizația non-profit și profesorul, dacă aplică un profesor și nu doar o organizație de non-profit pură, să se ocupe de organizarea efectivă a evenimentului. Dar, într-adevăr, dacă există sinergii între profesor și ONG, poate să se ocupe și profesorul, dar încurajăm ca munca să fie împărțită. Organizația non-profit să facă înscrierea în programul TechSoup, fie România, fie Republica Moldova, și profesorul să se ocupe de tot ce ține de platforma Meet & Code. Mulțumesc, doamna Grecu, încă o dată pentru toate ideile pe care ni le-ați dat. Sperăm că ați fost o inspirație. Vedem în chat multe felicitări și mulțumiri că ați împărtășit cu noi experiențele acestea. Și acum o să invit în scenă pe doamna Maia Porombrica, o altă profesoară excepțională TechSoup pentru educație și printre primii organizatori în Republica Moldova. Doamna Maia, puteți să vă dau scena, scena este a dumneavoastră, puteți să vă activați microfonul, să intrați și cu video. Bună ziua, doamna Maia! Scena este a dumneavoastră, povestiți-ne puțin despre dumneavoastră și despre ce activități minunate ați organizat. Bună ziua la toți! Mă bucur că TechSoup a făcut ceea ce visau foarte mulți profesori, să avem susținere financiară atunci când ideile bune și nu numai ideile bune, dar viziunea unor copii poate fi realizată în așa mod cum ei doresc. Eu partajez ecranul, să-mi spuneți dacă se vede bine și să deschid prezentarea. Este în regulă, puteți să o faceți să fie pe ecran. Da, bun. Mare. Da. Acum se vede? Este perfect, mulțumesc. Da. Eu sunt profesoară de matematică și informatică. Timp de 20 de ani sunt președintele Asociației Obștești Vicon. Am avut experiență în realizarea proiectelor, dar tot timpul am fost nevoită cumva să voalez necesitățile educaționale. Adică finanțatorul avea cerințele sale și activitățile au fost voalate. Dacă ceream direct pentru educație, se spunea că sunteți finanțați de Ministerul Educației. Doresc să vă povestesc despre trei proiecte, dar cu un scop ca acei care azi ne vizionează să au nu numai dorința de a participa, dar și dorința de a realiza cu succes ideile și proiectele care vor depune la TechSoup. Primul proiect care a fost realizat de noi se numea Lego cu blocle, util, eficient și distractiv. Au fost copii de 10-12 ani, 24 de copii. Chiar dacă TechSoup a limitat, adică era cerința numai puțin de 20, n-am putut să exclud din clasă un elev sau doi să spun că tu nu vii în... Noi avem la liceu clasa viitorului. De ce așa denumire? Deoarece în Republica Moldova informatica se predă de la clasa a șaptea, dar am vrut să pun bazele de la clasele primare și am ales platforma Blockly Games. Aici, ca în Lego, copiii au posibilitate să unească blocurile, să treacă de la o treaptă la alta sau să repete pașii dacă n-au efectuat corect. Analizând această platformă, nici n-am gândit că ea va avea așa un succes mare. A cei care doresc să studieze suplimentar, permanent, la toate imaginile, toate textele, am făcut butoane care redirecționează pe platforma ca să faceți cunoștință, dacă nu cunoașteți că sunt și platforme de programare pentru copii. După asta am avut alt proiect cu elevii claselor a șasea. Scopul meu a fost să atrag acei care încă nu sunt pasionați de matematică.
Metoda, special am pus titlul, vedeți, în coloană, se citesc Misiunea ecologică a tinerilor observatori prin descoperiri alternative. Mi-a ajutat colega mea cu care noi scriem împreună proiecte ca denumirea să fie foarte atractivă pentru elevi. Ce am inclus în acest proiect? În primul rând, discutasem cu elevii. Principala idee a fost, elevii din mediul rural vrem undeva să plecăm, iacă de unde noi ne-am pornit, că elevii vor undeva să plece. Banii pentru drum spre Chișinău sau alte locuri mult mai îndepărtate, nu am avut suficient și am luat decizia să studiem ceva util, interesant, să plecăm în școlile din satele vecine cu care noi nu ne cunoaștem. Ideea a fost venită de la copii, de aceea au participat cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă dorință și, practic, ceea ce au studiat, dar ei au studiat două platforme, am programat prin blocuri pe platforma Scratch, scratch.mit.edu, și a doua platformă, având în clasa viitorului microcontrolerele Circuit Playground, am permis lor să studieze cum acest microcircuit poate să ne ajute să elaborăm unele elemente care vor proteja natura. Adică, de exemplu, dacă motanul atinge ceva periculos, să semnalizeze sau să aprindă lumina atunci când întuneric și este ceva pericol. Adică ei au analizat din toate punctele de vedere. Al treilea proiect am invitat elevii clasei a noua să studieze cum se creează o pagină web. Deschidem internet, admirăm cât de frumos, cât de efect, cât de interesant. Din start, primele două activități, elevii au fost parcă dezamăgiți. Din atâtea paranteze unghiulare, din atâtea virgule, dar ne-a ajutat platforma Visual Studio Code și având deja baza, având codurile la dispoziție, am obținut nu numai rezultatul bun, dar am obținut și elevii pasionați care sunt siguri anul acesta vor veni la studii la liceu, deoarece după clasa a nouă la noi elevii trec la ciclul liceal și sunt siguri prin acest proiect am câștigat și elevii liceeni. În total, am avut trei proiecte, consider că foarte interesante, două luni fără oprire instruiri, consultări, dar a meritat foarte mult, deoarece elevii când au primit certificate atât de atractive, atât de create cu un bun gust, totul bine gândit, că se încape și numele și prenumele. Din 540 de elevi a liceului au fost implicați 16%. Eu consider că este un număr foarte bun pentru educația STEM. Trei categorii de vârstă. Noi am respectat toate condițiile care au fost puse de TechSoup, am publicat toate inscripțiile necesare și pe site-ul, și pe pagina web pe Facebook a liceului, și pe site-ul asociației. Și sunt sigure cei care ne urmăresc nu au venit să se bucure de rezultatele noastre, dar vor să găsească în aceste idei noile idei pentru proiectele sale.
Când am văzut în poșta mea electronică acest poster, voi ați câștigat finanțare de la Meet and Code, numai decât trebuie să fie publicat pe pagina liceului, după publicare vine alt poster. Am gândit că, repet, că trei finanțări pentru un profesor este foarte mult. Probabil că e vina mea că eu n-am gândit că TechSoup dă și trei finanțări. Eu am gândit că va fi selectat un singur proiect. Dar, așa cum spunea doamna Ana, dacă considerați că forțele, echipamentul, elevii dumneavoastră sunt în stare să realizeze aceste proiecte, vă asigur, Meet and Code finanțează pe experiența proprie. De unde am început? Atunci când am depus proiectul, deja a fost creată emblema. Emblema am creat în aplicația PyZap, care permite chiar și elevilor claselor primare să tragă în colaje diferite embleme. Noi am creat pentru primul proiect emblema reieșind din ceea ce vom învăța. Adică noi am utilizat Lego ca elevii să nu obosească de la ecranul computerului și să înțeleagă ce înseamnă programarea prin blocuri. Noi am utilizat platforma Blockly și totul asta am exprimat în emblema mea. Sincer să vă spun, după ce s-a început proiectul, nu-mi plăcea deja emblema, dar produsul elevilor nu am vrut să descurajez că nu faceți emblema bună, sunt sigură. Mai departe, ei singuri vor analiza și vor crea alte embleme. După ce am creat emblema, din experiența care am avut, deoarece am avut și proiecte scrise foarte bine, cu finanțare foarte mare, voluminoase, dar nu am avut beneficiari. Și de atunci am făcut regula că dacă elaborez proiectul, elaborez cu acei care vor participa sau acei care vor fi membri echipei de implementare. Și noi am lucrat printr-un joc cu diferite fișe, bilețele, ce dorim, regula, spunem totul ce vrem, cineva a scris, vrem să mâncăm, cineva a scris, undeva vreau să plec, iubesc să călătoresc, și ideea asta cu deplasare, dacă a luat mai multe voturi, ne-am așezat la masă și am început să dezvoltăm. Plecăm, înseamnă că trebuie să rezervăm transport. Dacă rezervăm transport, înseamnă că trebuie să avem ceva și îmbrăcați respectiv, că când ați ieșim din transport, să nu spui cineva că au venit pasagerii la piață sau altceva. Și a venit altă idee, dați ne îmbrăcăm toți în maior tot una, unde va fi și emblema finanțatorului și emblema clasei viitorului în care noi am lucrat, și primul punct am notat sediul. După asta, la noi a fost foarte strict notat timpul. De ce? Având trei proiecte, 5 zile în săptămână lucrătoare, strict a fost luni primul proiect, miercuri al doilea și joi al treilea. Cine nu poate, găsește alte modalități, dar timpul a fost strict notat și ziua, și ora. Dacă la ora 2.30, înseamnă că fix la 2.30 se începea absolut totul. La metode și tehnici. Dacă elevii dumneavoastră n-au participat nici într-un proiect și dumneavoastră pur și simplu a spuneți că noi de la TechSoup am primit finanțare, hai să ne grămadim toți împreună și ceva să discutăm, în următoarele proiecte nu veți avea beneficiarii. Toate metode, toate tehnici, formarea echipelor, pregătirea sălii, absolut totul trebuie să fie foarte bine gândit ca proiectul
care veți realiza în acest an va da start noilor proiecte sau va da start unei gândiri algoritmice, adică elevii în proiect se gândesc altfel, ei liber, nimeni nu pune lor condiția că, adică schimbările sunt esențiale și aceste schimbări după participare se văd. La ideile și la dorințele o să mai opresc având ca exemplu site-ul, am să deschid și site-ul, deoarece Meet and Code se bazează pe codificare, pe programare, trebuie să vă gândiți foarte bine despre platforma sau aplicația care veți utiliza. Ca să ajung la Blockly Games pentru clasele primare, probabil vreo două săptămâni căutam ceva potrivit, ținând cont că elevii claselor primare nu au adresa e-mail, elevii claselor primare nu pot să logheze, până la momentul că când ei intră în sala de computere, deja pe toate ecranele este deschisă aplicația. Adică eu știam că ultima lecție am cu elevii liceeni, ei pregăteau sala și nu am pierdut timp, dar elevii au utilizat platforma care este și accesibilă. Da, este o mulțime de platforme, dar în primul rând am ales aceia care fără plată. Aici am notat că în acest proiect pentru mine a treia parte a fost importanța platformei alese și echipamentul la care copiilor a fost ușor de lucrat. Plus la toate, ținând cont că copiii lucrau cu Lego, Lego a fost nou și am pus condiția că la fiecare activitate vin câte 2-3 părinți. Cu plăcere au venit părinții împreună cu copiii, adică copiii nu mă apelau când de deschis, de strâns, ceva nu se era complicat și chiar și părinților discos. Set de maiouri a permis să facem altă atmosferă de lucru și a patra parte din proiect, asta învățătoare care cunoștea clasa. Având toată experiența de 30 de ani de lucru în pedagogie, nu eram să mă descurc cu elevii clasei a patra. Adică asta e meritul învățătoarei care mergea la fiecare activitate. Mai departe, la planificarea activităților, chiar având alte platforme interesante, chiar având unele strict ceea ce am planificat, dacă copiii veneau deja cu alte idei, am spus celelalte notați și cu ele intrăm în alte proiecte. Adică nu dezbateți de ceea ce ați planificat. Înseamnă că trebuie să planificăm din start foarte, foarte bine ce vom realiza. Dacă elevii doar vor participa și nu vor pune întrebările, de ce noi am reușit în două luni? Sau cum să îmbunătățim ceea ce a avut loc? Sau ce să modificăm atunci când planificăm proiectul? Atunci ei nu vor simți importanța sa în acest proiect. Când am dat aceste întrebări elevii să se gândească, imediat au apărut alte idei a proiectelor și să știți că noi anul acesta vom fi în calitate de concurenți, deoarece deja avem proiecte pregătiți din toamna anului trecut. La totalizare am obținut ceea ce am vrut, interesul elevilor sporit și administrația liceului deja pune accent pe proiecte STEM. Doamna Ana, spuneți câte minute încă am ca să știu să arăt site-uri sau să merg cu pașii cu idei. Putem să ne apropiem de final ca să mai avem timp și pentru întrebări. Eu am pus toate butoanele pe site
În prezentare am să pun participanților link-ul. La ideea începeți cu elevii. Dacă ei spun muzica, începeți cu muzica. Dacă ei spun, nu știu, floarea, ce nu vor spune, fiecare cuvânt este, fiecare cuvânt, fiecare obiect poate fi încadrat în proiectul STEM. La ce am vrut să vă atrag atenție? Numai decât discutați cu copiii, analizați echipamentul care voi doriți. Da, 300 de euro este o sumă bună pentru a susține un proiect STEM la clasă, dar nu puteți să cumpărați ceva mai voluminos. Deci analizați dacă finanțarea vă permite. Alegeți foarte bine formatorii cu experiență, mai ales la primele ședințe, mai ales dacă sunteți debutantul în proiect. Vă spun despre greșeala mea. La elaborarea bugetului am completat totul în formularul TechSoup și pe urmă nu găseam datele. Unica salvare a fost că am rămas doar cu maculator și am găsit aceste cifre care am perescris. De aceea, atunci când planificați proiectul, începeți deodată documentarea, parcă proiectul deja merge în derulare. Adică, sau pe un site, sau pe un Google Slide, sau pe un document unde este acces la toți, publicați absolut totul să nu pierdeți. Bugetul care elaborați, eu, trăind în Republica Moldova, am elaborat bugetul în lei, am transformat în euro și așa cum la noi repede cresc prețurile, m-am trezit că nu pot să îmbrac pe toți copiii în maiouri. Adică planificați plus 5% și la procurări noi am avut foarte puțin timp, dar acum TechSoup a prevăzut acest lucru și avem toată vara să analizăm piața, să vedem ce vrem să procurăm. În curriculum și în ghiduri care sunt în Moldova din 2019, avem metoda 5P. Dar aveți posibilitatea să utilizați oricare metodă care este pentru realizarea proiectului așa, util, aproape, dacă ați dezbătut de la un pas sau ați inclus alte momente, nimeni nu cere că, ca dumneavoastră să mergeți strict pe această schemă. Și doresc foarte mult ca fix așa cum noi strigam pe coridoare împreună cu copiii de bucurie că noi am câștigat finanțare de la Meet and Code, să aveți și dumneavoastră acest succes. Link-ul la prezentare am să pun în chat ca să utilizați. Unica sugestie cu care vreau să termin, permanent zâmbiți, este arma oamenilor buni. Succese! Mulțumesc mult, doamna Maia. Nici eu nu imaginam că aș putea să fac o prezentare mai bună. Ați punctat foarte multe lucruri de care eu nu am menționat. Ați dat multe sfaturi despre cum să planifice înainte, în timpul, după. Mulțumesc foarte mult. Să știți, doamna Maia, că sunt convinsă că cu toții ne bucurăm de rezultatele dumneavoastră, cum faceți parte din prima ediție Meet and Code Republica Moldova de anul trecut. Ne bucurăm să vă avem în comunitate și mulțumim mult pentru tot ce ne-ați împărtășit. Mai vreau eu să punctez acum la final cât se mai adună întrebări în chat. Să nu vă faceți griji, o să primiți cei care sunteți în Zoom acum, o să primiți un mail cu înregistrarea, cu toate resursele și pentru cei care ne urmăriți pe Facebook, nu vă faceți griji, o să revenim și pe Facebook cu toate resursele, toate datele de contact. Doamna Grecu, doamna Porumbrica, toată lumea cere datele dumneavoastră de contact, să veniți în sprijinul lor cu niște idei extra, cu sprijin. Oricum, le reamintesc tuturor participanților, noi suntem aici la un mail distanță, un mesaj distanță. Pot să fac o mică recapitulare, deci așteptăm oricând ideile noastre de evenimente, propunerile de evenimente până pe
13 septembrie, cu invitația să nu lăsați pe ultimul moment, pentru că acea înregistrare a organizației în programul TechSoup poate să dureze câteva zile, acel proces de validare, deci cu cât începeți mai repede să identificați un ONG, cum spunea doamna Grecu, și să faceți toți pașii pe care îi aveți și pe platforma Meet & Code, cu atât mai bine. Voiam să mai fac o precizare apropo de formular, de fapt să completez ce a zis doamna Maia. Este foarte bine dacă vă salvați toate informațiile înainte de a completa acel formular, pentru că, și cum zicea doamna Grecu, aveți o limită de caractere, tocmai pentru că vrem să puneți accent pe ce se va întâmpla în eveniment, să răspundeți la acele întrebări ajutătoare care vă așteaptă în formularul de înscriere al evenimentului Meet & Code. O să mă mai uit eu puțin acum în chat să văd la ce întrebări mai pot să răspund acum și nu am răspuns deja. De fapt, o să vin cu o întrebare către dumneavoastră, doamna Grecu, doamna Maia, pe foarte scurt, că ați povestit despre ce evenimente ați făcut, cum ați aplicat, dar raportarea, vi s-a părut complicată? Pentru că va fi și acest proces de raportare, pe foarte scurt. Doamna Grecu? Raportarea în ce a constat? În poze... Da, eu cred că către voi prima dată am trimis grămadă ca lupă, apoi ne-ați limitat la un anumit număr de poze. Să avem link-uri din presă unde am popularizat activitățile. Nu mai știu, ia să mă uit. Continuă. Nu trebuia să nu vreau să detaliați foarte mult, vreau să spuneți dacă a fost complicată raportarea. Nu, doamne ferește, chiar foarte simplu de raportat, nu. Uh-huh. Doamna Maia, ați avut provocări în raportare? Din toate proiectele care am realizat, prima dată am raportat cu multă bucurie. De ce? Având fotoaparat în ziua de azi, am fotografiat elevii cu premiu, că în clasa a noua am dat premiu pentru cele mai bune paginile elaborate. Clasele primare, cum lucrau cu Lego, nici n-am văzut ochii copiilor, ei toți au fost plini de acest entuziasm. Și în clasa a șasea, aceste deplasări, maiouri cu embleme, eu cred că spun despre totul. Cea mai ușoară raportare atunci când ai luat fotoaparatul, ai fotografiat și ai publicat poză. Și bineînțeles, ne-ați povestit despre cum s-a desfășurat evenimentul noastră, câți copii au participat, copii sau tineri. Mulțumesc! Am văzut o întrebare apropo de cine poate participa. Reiterez faptul că orice organizație non-profit din România sau Republica Moldova poate să aplice la Meet & Code. O să vedeți o precizare mai legală, tehnică pe platformă. Trebuie să fie înființate sub o anumită lege, dar nu vă faceți griji, este foarte generoasă acea lege. Colegele mele se ocupă de procesul de validare a organizației, dar, pe scurt, organizațiile non-profit care se înscriu în Meet & Code nu trebuie să fie neapărat dintr-o școală sau să fie o asociație de elevi părinți, poate să fie orice organizație non-profit din comunitatea voastră sau din România sau Republica Moldova cu care colaborați, care vă sprijină în a accesa aceste finanțări Meet & Code. Am văzut eu o întrebare, cred că pe Facebook, dacă școlile private pot aplica. Mulțumesc, cred că colega mea Loredana a răspuns, atâta timp cât există un ONG în spate care este legal înființat și respectă acea legislație, este în regulă. Mulțumesc, doamna Grecu. Văd dacă au mai venit întrebări. Da, a răspuns și doamna și colega mea Loredana. Cred că putem să ne apropiem de final cu o ultimă încurajare, doamna Grecu, apropo de ideile de eveniment sau de cum să aplice sau când să aplice participanții, orice gând de final, de fapt. Păi nu știu, să încerce neapărat, să aibă o idee, să aibă o idee în capul de la care să pornească. Așa cum am spus, aplicația e extrem de simplă, activitatea se bazează după aceea desfășurarea activității pe ceea ce v-ați propus și raportarea iarăși aceasta este foarte simplă. Deci să încerce, că nu au nimic de pierdut, nimeni nu le taie capul. Dacă nu aplici, n-ai cum să primești acei bani.
Mulțumesc mult, doamna Grecu. Doamna Maia, o ultimă încurajare. Eu vreau să vă spun despre alt aspect. Cu cât de buni prieteni nu veți fi cu ONG sau ONG cu instituție, semnați un scurt contract, responsabilitățile administrației, responsabilitățile ONG-ului. Și atunci, după primirea finanțării, mergeți punct după punct și realizați cu succes. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, doamna Maia, doamna Daniela, când v-ați alăturat lansării oficiale a Meet & Code în România și Republica Moldova. Mulțumesc tuturor care ne-ați urmărit. Repet că veți avea acces la înregistrarea acestui webinar, cât și la toate resursele și prezentările din cadrul webinarului. Așteptăm cât de curând, așadar, aplicațiile dumneavoastră și suntem convinși că o să fie încă o ediție de succes Meet & Code. Mulțumesc mult! Seară bună! La revedere! La revedere!